De peste 50 de ani, conductele de apă și canalizare din municipiul nostru nu au mai fost schimbate. În urma câștigării proiectului de 20 de milioane de euro de către societatea Apă Canal Sibiu, acest lucru va fi posibil cât de curând. Totuși, pentru că trebuie urmați anumiți pași, ieri consilierii locali s-au întâlnit în ședință de îndată pentru a aproba o revizuire a studiului de fezabilitate al proiectului. Pentru că cele 20 de milioane de euro provin de la Uniunea Europeană, iar proiectul este unul foarte amplu pentru municipiul nostru, la fel este și birocrația românească. După ce, în urmă cu doar două luni, aleșii au votat o variantă a studiului de fezabilitate, ieri a trebuit să se întâlnească din nou în ședință de îndată pentru a aproba o altă revizuire a studiului de fezabilitate al proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov. Datorită unor avize venite după ce am dat hotărârea de Consiliul Local și în special avizul de la CFR, unde avem niște paralelisme și niște la calea ferată subtraversări, a trebuit ca proiectantul să mai modifice și când s-a publicat PSA, s-a publicat valoarea normală a proiectului pentru reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Făgăraș și a fost o omisiune că nu s-a ținut cont de fapt și că în hotărârea asta este valoarea totală a proiectului și de suma care era pentru proiectul publicat în luna iunie PSA, respectiv primul proiect cele 10. Amplul proiect nici nu ar putea fi pus în aplicare fără stația de epurare, problema veche a Făgărașului. Pașii ar fi să renunțăm la sursa de finanțare inițială, aceea cu 66 de miliarde administrația Fondului de Mediu și 100 de miliarde bugetul local, o sumă pe care este imposibil să o punem vreodată pe un asemenea proiect, și soluția ar fi să se meargă pe programul operațional sectorial de mediu, care ar însemna o aplicație nouă, numai pe stația de epurare, aplicație pe care Consiliul Local ar urma să o delege companiei Apa Sibiu și dânsii să derulează acest proiect. Pe acest proiect, Făgărașul ar urma să mai contribuie doar cu 2% din întreaga sumă, ceea ce vă dați seama că este o gură de oxigen pentru noi. Totuși, indicatorii tehnico-economici ai proiectului nu s-au schimbat. Lungimea rețelelor rămâne aceeași, respectiv 34 de kilometri rețea de canalizare, 32 de kilometri rețea de apă, 30 de puțuri la cele 3 uzine de captare.